Bună ziua! Astăzi e 7 aprilie. Am venit în stupină și le-am băgat la toți stupichi o foiță la crescut și o ramă oarbă. Deci am încheiat pe toți pe 12 rame, s-a luat un stup. Vin vreau să trag mapul din el. Se pare cel mai bun, cel mai organizat, cel mai cu ramă întreagă, din unul cu unul, nu stup mult etajat, dar cu ramă întregi. Și să trag din bot și am să duc la împirecheri la stupina cu numărul 2. Aici nu i-am băgat ramă oarbă, schimb, am pus două foițe. Am băgat două foițe, a crescut. Să văd. Deci, nu pot să fac de el. Deci, cam așa arată. Și am mai mic cu un cupuiet. Și a făcut la cupuiet. 1, 2, 3, 4, 5 cupuiet are. Deci, 5 la mic cupuiet. Am încheiat cu 12. De fapt, tot stupi am încheiat cu 12 la mic, toți. Deci, cam așa arată. Benzile mai las un pic de tratament. Aici avem o ramă cu mire, una cu colen. Avem miță la crescut și o să vedem câteva zile să vedem și o foiță aici. Așa zic ce era crescut de sus. Deci cam așa arată. Aici avem iară polen, după foaia cu polen, aici la fel polen și aici mere. Deci două rame cu polen, în partea dreaptă și cu una cu mere. Foița, 5 rame cu puiet, foiță, polen și mere. Deci așa e organizarea, așa am găsit-o organizată. Îmi place cum se organizează, cum crește ceară. Deci e un stup care nu e chiar foarte agresiv. Am spus, e care o fac în stupina cu numărul 2. Vă punem un pic de stop și vă mai arăt câteva stupi, cum am făcut. Așa, vă mai arăt la un stup. La fel și aici am venit cu foiță. Se vede rama cu foiță și asta era moarbă. Și am dat o foiță de plastic, o ramă de plastic, să văd, scurios și o să văd cum le crește. Așa arată stupii. Deci sunt încheiat toți pe 12 rame. Am băgat o foiță de plastic, de neagră. Și o ramă oarbă aici, pentru trântori, pentru apilar mil, pentru varoa, pentru... Și rama oarbă e foarte indicat să punem în perioada când am înfărit copaci. Deci, să avem și trântori dacă vrem pentru împerechere, să avem și colectare de varoa și plus că ne cresc foițele perfecte, nu faci trânturi în foiță. Da, să vă mai arăt unul. Deci în general cam toți sunt egalizați. La fel și aici. Și așa arată tot, 12 rame, foița neagră și o ramă oarbă. Da, punem un pic de stop să putem închide. Thank you.
Asta e strâns, nu e strâns, bun. Aici la fel. Mi-a arătat un capăsalt. Bine, case. Nu știu dacă e strâns. E strâns, bun. Aici următorul rând. Toți am închis 12 ani, aici am dat foiță normal, mă la câțiva am pus să văd curiozitate, cum crește foița de plastic. Adică la culoare neagră. Da, e cu mână cam greu. Și ce zvon? Mult etajat. Așa, să sunt ieșteați. Scoceară, la fel fuiță, zare 1, 2, 3, 4, 5 rame. Cam 5 rame cu puiet aici, 5, 6. Majoritatea. 5-6 ani. Nu-i mai mult. Vreau să nu te taci la tăici. Da. Am să mă duc în stupina cu numărul 2. Acolo am un stup care am tras antre cu mărgi din el. Și arată multe etajață. La fel, aici, 1, 2, 3, 4, 4 rame cu pietă aici. Am băgat foița și am o arbă. Da, e bine. Arată multe etajață aici. E bine, oricum, cu puietul nu mai, la frigurile astea nu mai, cât au fost săptămâna trecută, atât am găsit și acum. Deci bine, că mai așa mult puiet și-o plantat în locul la cei care au ieșit. Aici la fel avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 rame cu puiet, foița și rama cu arbă. Se vede, da? Cam secetă, asta e nașpa. E secetă, nu plouă, trebuie ploaie. Dacă nu-i ploaie, nu face mai nimic. Cântarul l-am egalizat, deci au mai scăzut 2 kg, acum 2 săptămâni în urmă. Deci cam 1 kg pe săptămână mănâncă, să știți. 1 kg de miere pe săptămână s-a dus. L-am pus pe 0, vedem în continuare ce o să fie. Să mai facem o filmare cu la stupul numărul 2, când ajungem să vă răstupul care am tras anul trecut în general și e o marcă din 2018, a fost mama măcii, mama ei a fost din schimb liniștit, încerc să fac din schimb liniștit măci, mi se pare mai ok, lăsat pur și simplu fără să intervenc deloc la respectiva familie. Nu i-am dat ramă, nu i-am scos rama asta toamnă, deci am lăsat pe 12 rame. Am vrut să văd cum se organizează, cum se evoluează, să văd dacă se merită și anul se prează din el sau să nu se merită. Și o să revin cu filmarea a doua sau o să o leg la filmarea asta. Deci, în general, sunt mulțumit anul. Ce s-a zis la început de an, iarna, deci, mi-a trecut iarna, îți mulțumesc. Bine, nici nu a fost iarna,
toți stupii au răspuns ok, am avut două fără mărci, deci că acum se face imediat, și plecăm în anul respectiv. Da. Până la următoarea filmare, vă doresc o zi plăcută. Deci, am revenit la stupina numărul 2. Cum vă spuneam, e un stup din 2018, o matcă din 2018. L-am pus într-o locație separată, deci nu între celălalt stup. Aici am stupit numai primer, în zona asta. Stupul ăsta l-am cumpărat familia, am cumpărat-o de la un moș, de fapt am cumpărat mai multe familii, din care moșul mi-a spus să schimb mărci, că-s bătrâni, în afară de unul care a spus că avea o matcă tânără din schimb liniștit. Și l-am pus deoparte să văd și l-am urmărit, deci din 2014, în 2018 și-a schimbat tot schimb liniștit. Și asta e matcă din 2018. Vă spun că n-am intervenit deloc la el. Deci, în jur de 60-70 kg de miere mi-a dat, am trecut pe staționar. Deci a fost unul dintre cei mai bunișori stupi. În schimb, eu l-am pus separat ca să nu o să populeze sau să depopuleze, să-l pot urmări. Deci din 2014 și până în 2018, în 2018 și-a schimbat matca, tot schimb liniștit. Anul trecut am tras din el măci, după care n-am umblat în cuib deloc, deci mierea n-am scos-o din cuib, doar din cat. Nu i-am intervenit cu ramă, nu am intervenit cu nimic la el. Doar tratament și o turtă proteică i-am pus. Nu am scos rame, nu i-am băgat rame. Deci fără restrângere, fără nimic, fără împachetare mai știu excesive. Ce mă interesează? Mă interesează să văd organizarea cuibului, cum și l-a organizat singur perioada asta, cum a trecut iarnă, cum... Și unul din factorii care mă interesează pe mine. În afară că, cum v-am spus, și-o tras din schimb liniștit, deci nu e o mască de roire. Un picuț, deci nu e chiar agresiv, se vede. Deci stau cu mine, nu sar pe mine. Deci e și calmă. Văd că crește și ceară. Mă interesează organizarea lui, cum și-a organizat singur, cum și-a organizat pe iarnă, ce mâncare și-a pus, ci fără să intervine deloc la el. Deci aici nu i-am scos, nu i-am pus ramă. Nu i-am făcut nimic. Cum se vede, toate 12 ramele sunt bine ocupate de albină. Și așa au fost mai din toamnă la fel, din iarnă, toată iarna n-am mai... M-am uitat la el să văd să nu se depopuleze, să nu... Dar am văzut că avea albină, i-am pus o turtă proteică. În martie, undeva pe 10 martie, doar atât. Și să ne uităm un pic, să vedem cum îl pot desface. Dăm un pic de fum, ele sunt liniștite. Față de dincolo, sunt mai agresive un pic. Păi ca oște, vin și cu polen, aduc polen. Și să vedem ce e. Da, dacă e clar, atunci am adus nectar. Dacă pare umed, așa ramă, nu știu cum. Așa, a doua ramă. Deci, cum se vede, îi placă de mire a doua ramă. Plac până are mire și jos. Căpăcit de anul trecut, bineînțeles. Nu cred că e de anul ăsta, n-are cum. E normal că e de anul. Jos și ceva polen pe ea. Albinoții cam câteva. În fine, o lăsăm jos. Să vedem și prima, mă interesează și prima ramă. Oh, la fel. Plac și prima ramă. La fel, placă de miere, placă de miere și asta, undeva la 4 kg, cred că
2, 5 chiar. Să vedem și a treia ramă. Și îmi place aerii cât calmi. Super, nu o sări pe mine. Deci, e unul din, mă bucur că pot lucra în el. Deci, unul de super pot lucra. Deci, e bine. Deci, rezervă au avut două plăci de miere. Deci, au avut cum să treacă iarna fără intervenția mea. Bineînțeles, nu i-am scos. Nici o ramă de miere mi-am scos din cuib. De fapt, niciunul. A treia ramă, la fel, placă de miere și aici totul e polen. Polen, plină cu polen, pe jumate polen și jumate miere căpăcită. Partea asta e polen pe jos și restul miere căpăcită. A treia ramă, polen și miere. Asta e blocat aici. Mai trece o iarnă. Să vedem, a patra ramă. Așa, să vedem aici. Deci avem coroniță de miere și plină cu polen. Nu știu dacă se vede. La soare. Plină cu polen. Plină. Plină. Polen cu păstură. Deci avem două rame cu păstură și miere. La fel și partea asta. E mai puțin, dar este, este, este. Și coroniță, coroniță bună. Deci a patra ramă, două cu miere și polen și două cu plăci de miere. Patru. Să vedem a cincea. Vreau să ajung și la puiet. Ce facem aici? E blocat asta. Și a cincea ramă, avem puietul deja. Puiet căpăcit și restul polen, tot polen, 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 frumos, polen și puiet căpăcit, ce-o, oatul nu a avut spațiu, restul era blocat, ce-o mâncat tot iarna, nu știu, stupul ăsta, v-am spus, n-am intervenit cu nimic la el, avem la fel puiet căpăcit, se vede, și aici larvar, bun, și pus o coroniță de miere, mai are, mai are și miere asta, rama asta. Ok. Bun, deci avem o jumătate de ramă cu puiet și cealaltă cu polen. Asta e a cincea ramă din capul ăsta, din dreapta. Mă uit pe fundul stupului, fără intervenție, se vede aerisirea. Eu așa folosesc aerisirea pe fundul stupului, vreo 6 găuri. La toți stupii, de-aia iernez cu folie. Nu am șubări, de sub nu le pun niciodată nimic. Deci așa rămâne toată iarna, toată vara, aerisire, să aibă. Deci a doua ramă cu puiet căpăcit, e bine. Are și albina acoperitoare, e bine, e bun. Să vezi partea asta. Deci cum se vede, puiet căpăcit tot. Deci nu știu cum să țin telefonul ăsta să vadă. A, așa ceva de genul. Da. Dacă era invers, așa o las. Bun, deci avem două rame. Ok. Familie liniștită, uite, am scos jumătate din cuib și nu a sărit, nu a sărit albina cu mine, deci ok. E ca blândeță, deci pot lucra în el, ca organizare, 4 cu miere, a trecut iarna, mai găsesc și în primăvară tot 4 cu miere și polen, 2, 3, aproape, al treilea. Aici avem 2 cu... La fel. Unii au ieșit, îi larvat. Se vede la soare, larvat tot. Bravo.
Am urmărit din 2014, urmăresc după asta. În 2018 s-a schimbat matca, am trecut, am tras din el. Vreau să văd dacă se merită și anul ăsta, dar după cum văd, se merită. Problema e că din perecheatul măcii l-am să li perechez, nu pot să-l duc nici la cealaltă stupină, că am măci luate din ăsta. Am să mă duc la un prieten să-l împerechez anul ăsta, să văd la care e prieten, urmăresc niște stupi să fie calmi, buni. M-aș duc și la domnul Genică, dar știu să văd dacă mă primește, am să văd. Iau nuclee, la fel avem o ramă cu ouă tot larvată și cu cât capacit aici. Deci tot e larvat, se vede la soare. Soarele astea bate, nu. Doar că se vede. Nu știu cum să mă, așa ceva. Deci se vede că totul e larvat. Tot. Deci toată rama e larvată. Bineînțeles și partea asta la fel larvată. Deci avem 4. Din 3 jumate, că era prima jumate, era cu polen umplută. Cam 3 rame jumate. Da, asta dacă mai avea liber vreo 2, cred că mă gândesc că el era blocat acolo. Ia, altă ramă. La fel, o oată tot. Bravo, și colonăță mai are. Asta pot spun, are și polen pe aici. Și restul e larvat, pe un ieșit e larvat. Deci, cum vă spuneam, n-am intervenit, se poate mățile bune, nici nu trebuie intervenit toamna, fără restrângeri, bine, că nici iarnă n-am avut, drept să spun, am avut iarnă, aici la fel plină cu polen și ouă. Deci avem polen și oată, e bine, 1, 2, 3, 4, 5, suntem pe 6. Mă vizitează 2-3 albinoții, mă bâză-i rest. Sunt foarte cuminți, oricum e seara de acum. Azi de alama asta e goală, ci că... Oh, e larvată și asta se vede. Toată e larvată, toată. Și-o pregătit-o, bravo. Uite cum a dus polenul în dreapta, în dreapta cuibului și-o a dus. Ia-ți din partea asta, la fel se vede polen și larvată. Deci, unii nu-i polen, nu-i larvată, restul e polen tot bagat. Arvată și polen. Ouă și polen. Bravo. Deci avem 1, 2, 3, 4, 5, 6 rame. Puiet. 5 jumate. Hai, fetițe. Nu vreau să vă deranjez, dar nici nu v-am deranjat. De... Am trecut, nici n-am umblat în el. Mai cât am scos mire, l-am închis și sănătate. După fără soarele, pur și simplu, i-am scos doar mirea și nu mi-am făcut nimic altceva. Aici o placă de mire, iară. Și restul polen tot, se vede. Asta trebuie să-l deblochez, trebuie să-i scot ramii cu mire, să bag ram la oată. La fel și partea asta, toată e plină cu polen, nu știu dacă se vede, plină cu polen. Și coloniță placă cu mire. Da, și să văd și ultima ramă, cred că sigur îi plac. Dacă aici am găsit polenă, să vedem dacă nu e goală, poate o mâncat aici. Mâncat, nu știu, coloniță am găsit pe toate. Deci am potrivit la stupul nostru, italbunul pe mine, asta îmi place. La un stup, la fel, coloniță și restul miere. Vedeți că păci tot, s-o mănânci acum. Păi, e greu așa, are 5 kg, cred că. Păi, la fel aici, placă cu miere. Fai, o să mai treci încă 2 ierni. Asta dacă îl lăs încă 2 ierni are mâncare aici. Dar nu, nu pot să-l lăs așa. N-are unii să o, pur și simplu e blocat. Vezi, piroam e blocat. Da, dar nu vine a crede, ce frumos stau. Nu sare pe mine, jos cum stau. Băzi doar 3-4 albine, atât. Deci, smerte trează în el, calm, pot lucra în el. N-am curățat nimic, nu e o găză moartă, sunt curățenii total pe fundul stopului, chiar nici bucățică de ceară, nimic, e foarte curat stopul ăsta.
Super! Chiar îmi place aici. Se merge lucrat în el fără probleme, fără probleme. Ce fac eu de acum? Aici, aici trebuie să-i bag o foiță. Trebuie să scot două, trei rame. Are deja două acolo, pline cu miere, plus coronițele, plus... Nu, no, frate, nu pot să-l lăs așa. Deci aici, uite, dacă o sată la cât de deja s-a apucat de construit, ele acolo să fac scărița. Olea, că ieși spații, cum își fac scărița? Ok, l-am strâns. Asta. Și ultima puiet, dăm aici. O să-i trebuie foiță și rame goale. În care are două rame. Pune mai au tete proprii. Nu se merge la asta mai mult. Trebuie să-i dăm spațiu. Despart nici vorbă, nu-l sparg. Îl las în plăcuri. Am spus, e un stup doar de verificare. Mă fac niște... Da, până cu pauză mă duc să aduc cu ramic de mașină. Bun, am revenit, îi bag o foiță după ultima cupuiet, deci se vede o foiță. Deci avem miere, miere polen, ouat, ouat cu polen, ultima ramă jumate. După foiță se dau înapoi cu polen și miere. De mă de jos, deci care o luăm, ce frumos stau ele aici. Ce frumos stau fetițele. Tot se închide tot. Deci am o ramă construită de anul trecut, are două singure generații și aș sparge cuibul ăsta să vedem. S-a anunțat călduri, deci fără probleme îl sparg cu o ramă crescută, bineînțeles. Eu dăm partea asta, așa, bravo, uite, bine că nu mai spargem. Îl lăsăm, dacă e de verificare, hai să vedem fără spartă. Îl dăm la o altă partea asta. Da, bravo, uite așa. După ultima cupuie de aici, i-am venit cu o foie, cu ramă crescută. Să ramă luate de la alt stup. Ia strângem. Și și mi-a dat o ramă bună de ouat, după foiță. Da. Mai avem o foiță aici, cu o leacă de coroniță, foarte bună. Are și... Da, și noi mai băgăm nimic, îi scoatem alălalte, fără probleme. Atât, am intrat. Bun, și-l lăsăm așa. Bun, îi scuturăm ramele alea și le luăm și le punem la rezervă pentru roiuri. Avem polen în ele, avem miere, plăci de miere. Asta-i ajunge mierea. Care o are pus coronița, i-am dat să se dezvolte. Prea multă miere avea. O să trag din el mătcuță. Cred că o să iasă ceva, ceva frumos din el. Nu m-am uitat pe el pe matcă, să văd cum arată matca asta. Știu că și-a schimbat-o liniștit din bocile care le-am găsit. Am găsit pe 3 boci. Deci... Sunt sigur că și-a... Ține încă vreo 2-3 ani, să vedem... Încă 2 ani, da, să vedem, 2018, adică prin 2021-2022. Îl urmăresc puțin separat. V-am spus, n-am nimic în zonă, deci n-am niciun stup aici. Resus la vreo 100 de metri după o casă, după copaci, livadă frumoasă aici, frumoasă locație. Bun, pun stop și revin după ce scutur ramele alea. Da, i-am scuturat ramele foarte cu minte, deci n-au sărit pe mine deloc. Acum la toată l-am scuturat. Stau cu minte în stup. Mulți o să zic că o să comentez, bineînțeles, că am pus prea multe rame goale, că i-am mărit cuiburi. Ce mărit? Că asta a fost tot iar lăsat așa, pe 12, pur și simplu am scos doar rame cu miere și am băgat rame goale. Restul nu i-a făcut nimic. Și asta nu pot spune că am pus rame, doar am scos ramă și am pus o foiță în loc. Rest, exact cum a stat, până acum.
Fără probleme. Aduc polen, deci ați văzut că e plin de polen, scopul. Da, o să revin cu el mai târziu când încep să trag măcile. Sănătate și o zi plăcută vă doresc și numai bine.